Primarul orașului Motru, Dorin Hanu, și directorul general al SNLO, Daniel Burlan, s-au întâlnit ieri pentru a găsi o soluție în vederea rezolvării problemelor financiare cu care se confruntă uzina de agent termic și alimentare cu apă de la Motru, ce înregistrează datorii uriașe față de SNLO. Aceasta, din urmă, se află sub monitorizarea Fondului Monetar Internațional din cauza datoriilor pe care le are de încasat de la CET-urile din țară, pe care le amenință cu falimentul dacă nu își achită datoriile. Oata Motru este una dintre unitățile care stau cu securea falimentului deasupra capului. Atât administrația de la Motru cât și conducerea SNLO așteaptă cu sufletul la gură hotărârea de guvern de compensare a datoriilor. Chiar ieri am avut o discuție punctuală cu domnul Burlan legat de datoriile pe care le are societatea SCOATA către Societatea Națională a Lignitului. Sigur, probabil se știe, la ora actuală se lucrează la un proiect de hotărâre la nivel de minister, prin care se dorește ca aceste datorii pe care CET-urile din țară le are către SNLO să se compenseze printr-un ajutor de stat, cum s-a dat și în cursul anului trecut. Și am avut o discuție, un schimb de opinii în ce privește acest lucru cu domnul Burlan. Noi ne-am corelat. Datoriile pe care Oata Motru le are către SNLO se ridică la aproape 9 milioane de lei, la care se adaugă peste 1 milion penalizări. Blocajul a intervenit pentru că, la rândul său, uzina are de recuperat debite uriașe de la beneficiari. Această sumă neachitată către SNLO se datorează neîncasării creancelor pe care societatea le are de recuperat de la populație, de la societățile comerciale, dar în proporție mai mică, de la unitățile de învățământ. În același timp, Oata Motru a trebuit să ia măsuri în vederea recuperării creanțelor, acționând în instanță o parte dintre clienții răuplatnici. Pentru recuperarea datoriilor atât de la Motren cât și de la societățile comerciale, uzina de agent termic a instituit procedura de executare silită în cazurile în care valoarea creanțelor se ridică la sume foarte mari. Chiar și așa, sumele recuperate sunt mici și nu permit unității să-și achite datoriile la SNLO.